ce e frumos colorat este și gustos. Ce e gustos nu trebuie să fie neapărat și colorat. Varza roșie a fost folosită încă de la începuturi drept colorant. Și colorant pentru a obține culoarea albastră. Poți să faci o mămăligă de culoarea aia, poți să faci un sos, poți să faci o spumă. Poți să faci foarte multe lucruri și să spun așa un semn de întrebare. Băi, oare chiar există culoarea asta în bucătăria noastră? E bine, da, există. Cel mai mult la murături îmi place cromatica mixului de murături. Pentru mine mixul perfect este conopida cu hrean, ceapă, gogoșar și sfeclă roșie. Că asta e cel mai frumos lucru care se întâmplă într-un borcan cu murături diverse. Iei și de la condimente, dar legumele își împrumută gust de la una la cealaltă. Pentru mine a fost importantă culoarea încă de la bun început, înainte de a face treaba asta cu bucătăria. Pentru a ilustra mai bine culoarea drept tematică, m-am gândit la o rețetă pe bază de varză roșie. Cu mămăligă, cu crema de jumări cu boia afumată și chișcă cu smântână. Dacă să te gândești, ai descompus cumva niște gusturi parcă desprinse din varza la Cluj, dacă vrei. Ai carnea, ai varza, ai mămăliga cu care se servește și lângă smântână. Cumva ai luat niște elemente pe care le-ai pus în aceeași formă și știi că merg foarte bine împreună. Este galben, este roșiatic, este mov și este alb. Chiar miroase bine. Tot timpul când am reușit să scot un diș bun, m-am gândit apoi cum pot să fac rost de culoare sau cum poate arăta bine în farfurie. Focusul a fost întotdeauna pe gust. Și cred că asta este foarte important la bucătăria noastră, pentru că atunci când ai baza aceasta din punct de vedere al gustului, poți să lucrezi mai departe și la culoare. Cred că e o joacă de anotimpuri, treaba dintre gust și culoare. Iarna, totul e mai monoton. N-ai cum să scoți un verde aprins, n-ai cum să scoți un roșu foarte vesel. Nu o să existe contrast prea mare. Pentru iarnă, culoarea verzei roșii, cred că este cea mai puternică, cea mai stridentă, cea mai veselă. Folosit smântână dintre aceea grasă de la Halul Boieresc, cea mai grasă posibil, 30% grăsime, pe care am amestecat-o cu părămițe așa de chișcă pentru a construi un strat al păturii mele de varză. O chișcă moldovenească adevărată ți-aduce aminte de sărbătorile de iarnă de altă dată, când iernile aveau miros de cer și fum de sobă. Chișca bună se face cu legume călite în untură, la care se adaugă condimente ce echilibrează gustul ingredientelor din carne. La o masă de sărbătoare, în special masa tradițională de Crăciun, culoarea
de pe masa îmbelșugată vine întotdeauna de la murături. Un borcan de murături poate arăta ca o operă de artă, dacă vrei. Tindem să transformăm bucătăria românească într-o oarecare formă de artă. Pentru că ne dorim să scoatem ceva mai mult, astfel încât clientul să aprecieze altfel mâncarea cu care s-a născut.